Cheia mea antistres, Resurse educaționale pentru clasa a șasea la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Ți s-a întâmplat vreodată să te afli în fața unei uși închise? Sunt convinsă că răspunsul tău este da. Tuturor ni s-a întâmplat asta. La ce te-ai gândit în acea situație? Dana, fetița din imagine... S-a gândit că are nevoie de cheia potrivită pentru a reuși să deschidă ușa. Care ar fi primul tău gând în aceea situație? Oare care dintre cheile pe care le are este potrivită acestui lacăt pentru a reuși să deschidă ușa? Povestind cu Dana, aceasta mi-a spus că în ultima săptămână s-a aflat în fața multor situații stresante. A avut de efectuat multe exerciții suplimentare la matematică. Și a pierdut telefonul, a luat o notă mică la muzică, nu a finalizat testul la română, iar colegii au respins-o în ultima perioadă. Ce faci atunci când lacătul pe care trebuie să-l deschizi s-a închis din cauza unei situații stresante? Gândește-te la o situație care ți-a declanșat stresul și te-a blocat. Iar tu te-ai închis asemenea unui lacăt. Nu ai mai reușit să te deschizi până nu ai folosit o cheie. Dana îmi spunea că de fiecare dată a reușit să găsească cheia potrivită pentru a deschide lacătul și a face față situațiilor care au determinat închiderea sau blocarea lui. Tu ce ai făcut pentru a depăși situațiile stresante? Ea mi-a oferit o serie de chei pe care să ți le prezint acum. Chei care te pot ajuta să te adaptezi la situații stresante. Tu îți găsești ușor cheia când ești în fața unei situații stresante? Fiecare dintre noi avem una sau mai multe astfel de chei pe care le putem numi chei antistres. Te invit să fii atent pentru că astăzi ai posibilitatea să-ți găsești propria cheie antistres. Bineînțeles că nu este vorba despre o cheie reală ci despre ceea ce poți tu face pentru a te adapta la situații pe care le consideri stresante Poți să notezi ceea ce ți se potrivește pentru că la final vei realiza o cheie antistres pe care o poți împrumuta și altora Cheia care ne poate ajuta să deschidem lacătul care s-a închis din cauza stresului ar putea conține tehnici de relaxare o tehnică simplă pe care o folosesc mulți copii de vârsta ta este să strângi pumnii tare în timp ce numeri în gând până la 10. Apoi deschideți pumnii și relaxează-ți corpul. Încearcă să faci și tu acum asta. Strânge pumnii. Gata. Relaxează-ți corpul. Ai apelat vreodată la această metodă? Ce zici? Te relaxează? O altă metodă ar fi tehnicile de respirație. Cunoști astfel de tehnici? De exemplu, putem încerca chiar acum una dintre ele. Îți explic cum se face exercițiul, apoi îl putem face împreună. Inspirăm mult aer în piept și ținem respirația 10 secunde. Apoi expirăm dintr-o suflare și ne relaxăm tot corpul. Inspirăm. Cum te simți? Umorul este o altă metodă care te poate ajuta să te relaxezi, să-ți reducă tensiunea provocată de stres. Relaxează-te ascultând muzica preferată sau cântând chiar tu ceva ce îți place. Lectura te poate ajuta foarte mult. Dacă ești pasionat de cărți, ele îți pot fi cele mai bune prietene atunci când ești stresat. Vizionarea unui film este una dintre cele mai bune modalități de a scădea nivelul stresului. Sportul, mișcarea, odihna. Sau plimbările în natură sunt alte modalități care te pot ajuta să te relaxezi. Tu pe care o preferi dintre acestea? Cheia ta, antistres, ar putea face apel și la activități care îți fac plăcere sau care simți că te relaxează. Printre acestea aș putea enumera gătitul, pictura sau modelajul păstrarea unui jurnal personal zilnic în care să notezi tot ceea ce simți, jocul, comunicarea cu persoane apropiate sau chiar rugăciunea. Câte dintre aceste tehnici le-ai aplicat până acum? Te rog acum să desenezi și tu o astfel de cheie. Cheia ta poate să aibă mai mulți zimți. Scrie prenumele tău. Notează pe fiecare dintre zimții cheii Câte o tehnică potrivită ție pentru a face față stresului. Să ne amintim împreună ce ne-a recomandat Dana: tehnici de relaxare, tehnici de respirație, umor, muzică, lectură, film, sport, odihnă, plimbări în natură sau orice activitate preferată, cum ar fi pictura, gătitul, jocul, comunicarea. Poți nota și altele pe care ți le-ai amintit și la care ai apelat până acum. La final, prezintă cheia ta antistres dirigintelui și colegilor tăi. Amintește-ți de această cheie și folosește-o de câte ori ai nevoie de ea. Nu uita că o poți împrumuta și prietenilor tăi în momentele în care le poate fi de folos.